Să bună dimineața, doamnelor și domnilor deputați. Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă informez că din totalul celor 330 de deputați, până în acest moment și-am înregistrat prezența 151, ordinea de zi și programul de lucru au fost distribuite electronic și afișate pe pagina de internet a Camerei. Astăzi avem, avem înscrise dezbaterea asupra inițiativelor pentru care comisiile permanente au propus respingerea. Vă reamintesc programul de lucru pentru astăzi, între 10 și 11.30, dezbaterea asupra inițiativelor legislative, între ora 11.30 și ora 12, pauză, de la ora 12, votul final, dacă sunt observații în legătură cu ordinea de zi. Nu. Ne fiind în observații, în continuare voi da cuvântul domnului deputat Varujan Zambucean, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru prezentarea unei intervenții. Vă rog, domnule deputat, lider al grupului minorităților naționale.